Salut! Sunt Robert și vreau să-ți explic în filmulețul ăsta de ce liberalizarea pieței de gaze din România nu trebuia să se producă. Și de ce legea aia a consumatorului vulnerabil este doar praf aruncat în ochii proștilor. O să înțelegi dacă stai până la sfârșitul filmulețului cam cum stă treaba. Da? Și hai să începem cu începutul, să vedem. Poate să fie piața asta de energie din România o piață liberă? Și ce înseamnă chestia aia de piață liberă, da? Păi, o piață liberă înseamnă că eu, ca și consumator, am posibilitatea să-mi aleg niște produse dintr-o gamă foarte variată. Pentru ca eu să pot să am posibilitatea să-mi aleg produsele dintr-o gamă variată, produse similare, da? Înseamnă că oricine care vrea să și are posibilitatea și poate să producă produsele respective, are dreptul și poate să intre în piața respectivă. Adică poate să-și facă o fabrică, să producă produsele alea și să le pună la vânzare, direct sau prin distribuitori. Cam asta înseamnă o piață liberă. Asta înseamnă că eu, de exemplu, și să ne uităm la piața de servisuri auto, e doar un exemplu, că îl cunoașteți toți aici pe YouTube, sunteți destul de mulți care aveți mașini, să ne uităm la piața de servisuri auto, de exemplu, care e o piață liberă. Adică eu mâine, dacă am bani și vreau să fac un serviciu auto, mă duc, iau niște autorizații, am găsit un spațiu, mi-am luat scule, elevatoare, truse de chei și toate, tot ce îmi trebuie și mă apuc să fac serviciu auto. Deci nu sunt îngrădit de nimic. Adică am de unde să iau sculele, am de unde să iau elevatoarele, găsesc spațiu de închiriat, dar e problema mea dacă îl găsesc mai ieftin sau mai scump, da? Statul nu mă îngrădește cu nimic în sensul că am acces, adică îmi dă licență atâta timp cât respect condițiile și fac documentația care îmi trebuie. Găsesc piese și materiale și oameni, adică găsesc resurse cu care să pot să fac chestia asta pe piață, fără niciun fel de problemă, adică nu am restricții. Da? De ce nu se întâmplă la fel în piața de energie și în special a gazelor naturale? Pentru că la piața de energie electrică lucrurile sunt un pic diferite. Pe lucrurile sunt simple. În piața de gaze naturale există doi producători, atât, doar doi, și o să-ți explic de ce nu mai pot fi alții. Doi distribuitori, atât, doar doi, și 70 de furnizori, da? 70 de ăștia cu care încheiem noi contracte, da? Ăia sunt transportatori, aia doi, adică doi producători, doi transportatori și 70 de furnizori. 70 de firme cu care putem noi să închiriem contracte. Unde poți să intri tu? Adică eu, de exemplu, dacă vreau să intru în piața de energie și am bani. Păi eu la transportator nu pot să intru, că n-am cum. La producător, hai să o luăm cu capul, să văd, la producător pot să intru? Păi n-am cum să fiu producător de gaze. Nu pot. Deci eu dacă mâine vreau să devin producător de gaze naturale, nu pot. Pentru că gazele naturale sunt o resursă naturală care este a statului și pe care statul o concesionează către o anumită companie. Odată ce a făcut concesiunea aia pe 50-100 de ani, nu mai poate să vină și la mine să zică, ia mă, și tu jumătate din concesiune. Nu se mai poate. Sunt doi producători de gaze naturale în România, Romgaz și OMV Petrom. Atât. Nu mai poate intra altcineva. N-ai cum. Deci eu mâine, dacă vreau să devin producător de gaze naturale, nu pot. Versus în piața de servisuri auto, unde eu dacă vreau, acolo e o piață liberă, dacă vreau mâine să mă apuc să-mi fac servis auto, pot să fac asta. Dacă mâine mă apuc să vreau să pot să fac mașini, pot să fac mașini. N-am absolut nicio problemă. Aici nu mai poate intra nimeni. Da? Pot să intre alți furnizori din afară? Alți producători? Păi nu prea. Cine mai e? Păi sunt Gazprom-ul de la ruși. Pot să intre ruși în România, Gazprom-ul? Nu. Pentru că o să vină americanii și o să zică, băi, îți impun sancțiuni. N-ai cum să îl bași pe Gazprom. Că asta se întâmplă acum cu Germania, cu SUA, discuții mari în zona asta. Deci nu e o piață liberă asta de energie, de gaze în special. Da? La producția de energie electrică, lucrurile stau un pic diferit. Pentru că acolo nu produce energie electrică dintr-o resursă a statului. Și nu se poate, nu se produce doar dintr-o singură resursă. Energie electrică se poate produce din mai multe resurse. Adică ai eolian, unde n-ai absolut nicio restricție să intri. Mâine ai bani, vrei să te apuci și vrei să-ți pui panouri solare,
intri, ai terenul, n-ai absolut nicio problemă să faci treaba asta. Nu este o resursă pe care ți-o condiționează statul prin faptul că a, închiria soarele doar unei singure companii. Nu. Da? Deci asta este diferența dintre o piață liberă, cum este cea de la energie electrică și care poate fi o piață liberă și are toate considerentele să fie o piață liberă, și o piață care nu poate fi liberă, cum este cea a gazelor naturale, pentru că nu ai, nu poți să dai acces jucătorilor pe piață. În zona de transport, pot să intru în zona de transport? Păi nu, că n-am conducte. Adică, cum pot? Pot eu mâine să intru pe zona de transport de gaze? Acolo se poate intra mai ușor decât în zona de producție gaze, dar și acolo e complicăciunea, drag, că nu ai conducte. Adică, până ce transport gazul? Cu ce îl duci? Cu ce îl transporti? Poți doar să intri în zona asta de distribuitori, unde sunt 70. Dar aia 70 cumpără toți energie de la aia 2. Da? Deci de asta piața asta nu poate fi liberă. Și nu are cum să fie o piață liberă, pentru că nu îndeplinește cerințele esențiale ca să fie o piață liberă. Și atâta timp când nu poate să fie o piață liberă, de ce o liberalizezi? A doua problemă. De ce legea asta a consumatorului vulnerabil este praf aruncat în ochi? Păi e foarte simplu. Trebuiau să facă ceva. Da? Și trebuiau să facă ceva mai ales pe zona asta de gaze și, și pe zona de curent electric, dar pe zona de gaze trebuiau să facă ceva. Nu puteau să zică, bă, stăm impasibili și nu facem nimic. Atunci au luat legea asta consumatorului vulnerabil, legea consumatorului vulnerabil care nu va fi aplicată. Una, nu are sursă de finanțare. Noi având sursă de finanțare, nu ai de unde să dai banii aia. Adică cineva care vrea să o aplice nu poate pentru că nu are de unde să dea legal banii aia. Da? Să zicem că într-un final se va găsi o sursă de finanțare. Ceea ce mi-e greu să cred. Pentru că statul de fapt acum nu are bani și nu vrea să găsească sursă. Adică nu, asta este o cheltuială pe care ei n-au pregătit-o. Și o cheltuială mare pe care în principiu nu vor vrea să o dea. Sau dacă vor fi obligați cumva să o dea, o vor da într-o cantitate cât mai mică. Da? Deci dacă se va găsi sursa aia de finanțare și probabil că sursa de finanțare se va găsi după ce trece iarna, pentru că se va tot căuta până atunci, se va tot, adică vor fi șmechereli, da? A doua chestie care o vor face este că vor îngreuna, va fi atât de birocratică obținerea banilor respectivi, încât probabil că oamenii nu vor putea să obțină banii respectivi. Adică probabil că te va trebui să te duci cu un dosar cu șină, să-l depui undeva, va trebui să ai un pomelnic de acte acolo, pe care va trebui să umbli săptămâni de zile după ele să le obții. Unele din grădinele vor fi mai greu de obținut decât altele și probabil că nu le vei obține. Unele. Și dacă le vei obține, va fi atât de complicat și atât de greu, încât va trece iarna până când vei obține actele respective. Deci se estimează că dacă, și specialiștii estimează, nu eu fac asta, se estimează că dacă totuși se vor îndeplini condițiile astea, adică se vor găsi bani de finanțare și se vor da normele de aplicare ale legii respective, undeva cam 10%, maxim 10% din toți cei care au nevoie să fie în zona asta de consumatori vulnerabili la iarnă, vor putea beneficia de banii respectivi. Datorită chestiilor pe care vi le-am spus acum. Cam asta e situația, cam asta e realitatea. Cam asta spun specialiștii, nu o spun eu. Și atunci, despre ce discutăm? Discutăm despre mărire de 80% la gaze? Condițiile în care nu s-a modificat, pentru că aici e o altă chestie. Și ascultați-l pe Dragnea într-un interviu, căutați-l aici pe YouTube și o să vedeți că zice așa, producția de megawatt oră de gaz, producția unui megawatt oră de gaz, costă între 30 de ron și 45 de ron. Asta era în 2018. Nu s-a modificat absolut nimic din 2018 până acum. Nu s-au modificat salarii, nu s-a modificat nimic. Utilajele le-au tot pe alea, adică, ok, de la 30 de ron, cum ajungi tu să vinzi megawattul cu 220 de ron în piață? 250 de ron în piață? Adică de 9 ori mai mult? Cum ajungi să faci treaba asta? În condițiile în care orice firmă normală la cap își pune un adaos comercial de 15, 20, 30%, 40%, 50%, hai să zicem că e 45 de ron megawattul maxim. Producția, da, atenție, tu ești producător de gaze. Să scoți un megawatt și să-l pui pe piață, te costă maxim 45 de ron pe megawatt oră.
Da? Să și închei 45, prețul maxim. Ce înseamnă 50%? Păi înseamnă că îl vinzi undeva la 70 de lei, maxim. Păi de aici până la 250 e diferență de la cer la pământ. E diferență extrem de mare. De unde apare diferența asta? Păi apare din faptul că niște jmecheri vor să-și umple buzunarele cu foarte mulți bani. Așa se întâmplă și în piața de energie electrică. Acolo însă lucrurile sunt un pic mai așezate. Despre asta este vorba. Vrea statul să facă ceva? Păi nu vrea să facă nimic. De ce? Pentru că încasează bani încasați mai mulți de la ăștia de energie, înseamnă taxe mai mari plătite la stat. Statul are nevoie de bani acum. Și vor să ia banii aia rapid de la ăștia din energie, din banii noștri, nu din banii lor, pentru că diferența față de ce făcuse PSD și ce făcuse Dragnea este că îi taxa și lua din banii ălora, nu din ai noștri. Adică lua din banii pe care ăia îi puneau peste prețul pe care trebuiau să-l pună. Ar trebui reglementată piața asta de gaz? Da. Dacă mă întrebați pe mine, da. Pentru că asta nu poate să fie o piață liberă. N-are cum. Nu există. Nu se poate. Atâta timp când nu poți produce gazele alea din altă sursă decât să le extragi din pământ, nu prea se poate să fie o piață liberă. Că n-ai cum. Nu poți să intri acolo să fii producător. Neputând să intri să fii producător, sunt limitate opțiunile de a cumpăra. În momentul în care limitezi opțiunile de a cumpăra, automat există, apar situații de monopol, oligopol, care sunt și astea reglementate în lege. Dar, din păcate, legea în cazul ăsta nu se aplică, pentru că nu se dorește. Cam atât vreau să vă spun, dați click pe subscribe și pe clopoțel, v-am ținut tot cum mai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!